Hei, salutare dragii mei și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, astăzi am o altă stare de spirit, sunt happy. Și de ce? Pentru că mi-a venit camera cu obiectivul pe care eu l-am vrut. Am lumină bună, mai lipsește decorul, însă cred că am materialele necesare pentru a filma un alt vlog. Așadar, astăzi o să vorbim despre 15 lucruri care pe mine m-au șocat de-a dreptul la britanici. Așadar, să înceapă vlogul! Numărul 1. Britanicii sunt foarte respectuoși. Dacă aveți vreodată ocazia să vorbiți cu un britanic, cred că vă va fi foarte simplu să vedeți cât de des folosește acea persoană cuvintele te rog și mulțumesc. Așadar, dacă tu ai nevoie de ceva, neapărat trebuie să spui te rog. Dacă primești ceva, neapărat trebuie să spui mulțumesc. Rol 2. Britanicii sunt foarte naționaliști. Drept să vă spun, în 4 ani și jumătate de când sunt aici, eu nu am întâlnit niciun britanic care să spună ceva rău despre Marea Britanie sau despre familia regală. Ba mai mult, aceștia își iubesc foarte mult țara și își idolatrizează regina. 3. Britanicilor le place foarte mult să călătorească. De ce m-a șocat lucrul ăsta? Pentru că și mie îmi place să călătoresc și am întâlnit foarte multe persoane cărora le place să călătorească. Însă britanicii am senzația că o fac într-un mod excesiv. După cum știți, eu lucrez într-un hotel în Marea Britanie și vrând nevrând, prin prisma jobului meu, port discuții cu clienții noștri și să știți că am întâlnit extraordinar de multe persoane care sunt capabile să traverseze Marea Britanie de pe o coastă pe cealaltă doar pentru a sta o singură noapte la un hotel. Ba mai mult, o dată sau de două ori pe an, în funcție de bugetul fiecăruia, aceștia au vacanțe internaționale. 4. Ceea ce mie îmi place foarte mult la britanii și m-a șocat cât de bun prieteni ai mediului înconjurător sunt aceștia. În această țară sunt foarte mulți vegani, foarte mulți vegetariani și foarte mulți pescetarieni. Majoritatea din ei dețin un animal de companie. Sunt foarte multe organizații non-guvernamentale în această țară care militează pentru un mediu înconjurător curat. Iar acestea sunt susținute doar prin donații ale britanicilor. 5. M-a șocat faptul că britanicii nu vorbesc o altă limbă străină. Dacă din întâmplare vei spune unui britanic bună ziua sau bonjour, nu mare să-ți fie mirarea dacă aceștia vor răspunde my name is John. 6. Din păcate, ceea ce m-a șocat și nu suport la britanici este faptul că aceștia se plâng de absolut orice. Lucrând într-un hotel, evident, avem și un restaurant acolo. Se plâng de absolut orice. Customer service trebuie să fie la un nivel atât de înalt, iar dacă faci o mică greșeală, niciunul nu te scutește să-ți spună ce ai greșit. 7. Britanicii stau foarte mult timp în baruri. Lor le place să sărbătorească. Sărbătoresc absolut orice. În baruri, în Marea Britanie, pe mine m-a șocat să văd persoane de la 18 până la 90 și ceva de ani. Ei sărbătoresc orice și când spun orice, să înțelegeți absolut orice. Sărbătoresc de la nuntă, de când s-au întâlnit prima dată, primul copil, al doilea, că-i soare afară, că plouă, că ninge, că este echinocțiu, ei sărbătoresc absolut orice. 8. Cu siguranță toți ați auzit de ceaiul de la ora 5, care este vestit în toată lumea. Ce m-a șocat este cât de mult ceai pot bea britanicii. Mulți dintre ei au înlocuit cafeaua de dimineață cu ceaiul. Mulți dintre ei au înlocuit apa care trebuie să o bea să se hidrateze
cu ceaiul. Mulți dintre ei, seara înainte de culcare, în loc să bea apă, ei beau ceai și îl beau cu lapte. 9. Șoc. Britanicii vorbesc foarte mult despre vreme. Eu sunt curioasă ce ar putea să vorbească, pentru că aici ori plouă, ori nu plouă. Și mi-a fost mare mirarea când am observat că majoritatea dintre ei vorbesc despre vreme. 10. Britanicii te salută, hi, are you alright? Asta s-ar traduce cu, bună, ești ok? Și ce m-a șocat este că eu la început, când primam aceste întrebări, eu mă chinuiam să le răspund și să le spun, nu, nu sunt ok, pentru că mi s-a întâmplat, bla, bla, bla. Și am constatat cu stupoare că britanicii nu te ascultă. Și am vorbit cu mai multe persoane care sunt de altă naționalitate decât britanică și bineînțeles că și ei au remarcat același lucru. Este doar o formulă de adresare, însă noi, străinii, o percepem ca fiind like, le pasă de noi, dar nu. Este doar o formulă de adresare. Tu poți să le spui ce vrei, poți să le spui că ești bine și să le spui de ce ești bine, poți să le spui că te simți rău și să le spui de ce te simți rău, pentru că ei nu te vor asculta. 11. Britanicii au foarte multe intoleranțe. Intoleranță la gluten, la morcovi, la ceapă, la lactoză. Cât de multe intoleranțe! Și mulți dintre ei, din păcate, își pun singur diagnosticul, ceea ce mi se pare wow! Faptul că mănânci ceva și nu te simți bine a doua zi, asta nu înseamnă că ai intoleranță la mâncarea respectivă. Iar multe dintre aceste intoleranțe se întâmplă doar în restaurante. Sunt tare curioasă dacă acasă mai continuă aceste intoleranțe. 12, dragii mei, ceea ce m-a șocat la britanici este faptul că ei încă citesc ziarul și nu online. Ei au abonamente la ziar. Cu toate că suntem în era internetului, unde avem acces foarte rapid și foarte ușor la tot felul de informații, britanicii sunt puțin mai tradiționaliști și ei încă citesc ziarul, dar ziarul la propriu, hârtie. 13, dragii mei, cine mă cunoaște pe mine știe cât de mult îmi plac mie cartofi prăjiți. Însă, de când am ajuns în această țară, nu vreau să-i mai văd. M-a șocat cât de mulți cartofi prăjiți pot mânca britanicii. Cred că toată lumea știe de vestitul dish fish and chips. Dragilor, britanicii sunt capabili să mănânce cartofi prăjiți cu absolut orice. 14. Penultimul subpunct. Ce m-a șocat la britanici este cât de săritori sunt aceștia. Fie că te cunosc, fie că nu te cunosc, dacă tu ai o problemă, britanicii sunt dispuși să te ajute. Fie că le ceri, fie că nu le ceri. Ei sunt foarte săritori și te ajută și nu așteaptă nimic în schimb de la tine. Iar ultimul lucru care m-a șocat la britanici este faptul că, puțin în antiteză cu ce am spus mai devreme, am observat că sunt foarte indirecți, din păcate. Așadar, britanicilor nu le place și cred că nu au tăria necesară de a spune direct ceea ce consideră despre tine, asta în cazul în care este ceva negativ. Preferă să vorbească pe la spatele tău sau să vorbească cu altcineva sau să vorbească între ei, însă niciodată, majoritatea cazurilor, aceștia nu vor veni să vorbească cu tine și să-ți spună direct ce ai greșit sau ce nu faci bine. Dragii mei, sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Până când ne vedem data viitoare, vă rog frumos să aveți grijă de voi. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu, vă rog să o faceți, trebuie doar să apăsați butonul de subscribe, este în stânga sau în dreapta ecranului. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să mă ajutați cu un like și să îl distribuiți cu prietenii voștri. Aveți grijă de voi, v-am pupat!